Cristian Mureșan este liderul tinerilor pesediști din Zaleu Calitate care l-a pus pe lista scurtă pentru un loc în Consiliul Local. Deși este foarte tânăr, deține deja proprietăți imobiliare, un teren în Poic și două apartamente la Zaleu achiziționate anul trecut. Cel puțin așa arată declarația de avere, deși probabil nu a fost foarte atent când a completat-o sau n-a știut. Mai are o mașină fabricată în 2003, dar și un credit la bancă de 19.000 de euro pe care trebuie să-l achite până în 2027. Veniturile declarate de tânărul psd pentru anul trecut sunt de 18.000 de lei obținuți ca inginer topograf. Soția sa câștigă mai bine, a adus acasă 21.600 de lei ca asistentă medicală. Despre Teodor Bălăjel, aproape că ai putea spune că este un urmaș al lui Ion Iliescu în ce privește politica pentru că nu deține proprietăți imobiliare în afara apartamentului dobândit în 1989, iar deplasările le face într-o mașină de fabricație autohtonă, însă stă bine la partea de venituri. Anul trecut a câștigat 27.700 de lei ca angajat la care se adaugă indemnizația de consilier local în valoare totală de 4.800 de lei, plus 5.000 de lei din activități apicole, nici soția sa nu stă mai rău, a adus în casă peste 21.000 de lei din salariu. Maria Țicală deține o casă cumpărată în 1995 și o mașină mașină fabricată în anul 1994, mai are un credit bancar de 17.000 de euro, din care mai are de plătit rată lunare încă 11 ani, dar are cu ce, pentru că familia Țicală a adunat numai anul trecut venituri în sumă de peste 80.000 de lei. Consilierul PSD este profesor la Colegiul Național Silvania, iar soțul său este medic de familie și are cabinet privat.